Dar am văzut tot astăzi în raportarea dată de grupul de comunicare strategică că avem un record de la numărul de decese. Putem înțelege din acest record stabilit la decese că este o presiune extrem de mare pe locurile la terapie intensivă? Trebuie să înțelegem că aceste decese vin în majoritatea cazurilor din terapiile intensive. Vedem că avem 1430 față de 1590 cât am avut. Dar scăderea numărului de cazuri s-a făcut prin decese. La rândul lor, aceste decese sunt cazurile acumulate de cel puțin 14 zile ca perioada de infectare. Este păcat că n-am înțeles că o respectare, tocmai respectarea acestor reguli, duce la o scădere în comunitate, de la o scădere a infectării și la o scădere a numărului de cazuri. Dintre aceste cazuri sunt și cele care sunt grave, terapiile intensive. A fost un efort destul de mare pe terapie intensive în acest val 3. Și haideți să ne gândim, erau în jur de 6-7, 6.000 și ceva de cazuri pe zi, dar aveam 1.500 în terapie intensivă. În noiembrie am avut 10.250 de cazuri pe 6 noiembrie și atunci mergeam la 1.300 de cazuri în terapie intensivă. Puteau fi create mai multe locuri la terapie intensivă din timp. Terapia intensivă sau patrul de terapie intensivă nu ia nimeni să ți le dea. Acesta este un pat de terapie intensivă. Eu am avut, să spunem, colaborarea tuturor spitalelor. Gândiți-vă că am plecat cu 5 spitale de boli infecțioase și am ajuns la 230 de spitale, fază 1, fază 2 și suport pe care erau pentru COVID. Acest personal medical a înțeles momentul, a înțeles esența, transformările s-au făcut progresiv. Paturile de terapie intensivă, dacă am plecat de la 340, 740 apoi 1530 de cazuri de paturi de terapie intensivă adaptate. Paturile de terapie intensivă se adaptează. El trebuie dotare, îți trebuie surse de oxigen și îți trebuie personal. Deci nu-ți aduce nimeni un pat de terapie intensivă și eu îl controlez, mai am un pat. Nu. Acel pat trebuie să fie funcțional. Dacă în secțiile de boli infecțioase, să spunem, avem un personal limitat ca număr, într-o secție de terapie intensivă, în jurul unui pacient de terapie intensivă, pot sta și patru persoane: medic, asistent, infirmier, îngrijitor. Deci vorbim și de o resursă umană Vorbim și de aici. resursa umană. Deci, paturile se pregătesc din timp. Eu, în perioada mea de ministru, mergeam și pregăteam o dată în fiecare județ în parte, dar apoi pregăteam și pe cele 8 regiuni de dezvoltare o rezervă de paturi de terapie intensivă unde putem interacționa între județele din acea regiune să poată mobiliza acești pacienți de terapie intensivă, să le găsim loc pentru fiecare. De aceea mergeam și previzionam oarecum pe săptămâna următoare în funcție de transmiterea în comunitatea respectivă, în funcție de numărul de cazuri pe zi din localitățile respective și atunci puteam să ne și așezăm pe viitorul următoarelor 7 zile și numărul de paturi de terapie intensivă. În același timp, Inspecția Sanitară de Stat din fiecare județ mergea în fiecare dimineață în terapiile intensive și evalua fiecare pat. Dacă este bolnav intubat, ventilat mecanic, dacă este un bolnav pe CPAP, dacă este un bolnav care avea nevoie de surse de oxigen și avea canule. Și atunci se creau și spații de terapie intermediară. Alături, unde existau surse de oxigen, puteau fi mobilizați și rămâneau acei pacienți care, de exemplu, nu erau intubați. Respirau singuri, le trebuia o sursă de oxigen și, în funcție de evoluția lui, lor mergeau pe secție sau se întorceau în terapie intensivă dacă aveau o recădere a bolii.